seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, noi de aici din studio. Vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute cu noi și de asemenea vă mulțumim că și de data aceasta ne primiți în casele dumneavoastră. Așa cum v-am obișnuit, și de data aceasta venim în fața dumneavoastră cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat. Îi spunem un bun venit domnului conferențial universitar dr. Ciprian Tărinte, profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București și păstor la Biserica Creștină Pentecostală Vestea Bună din București. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, domnule profesor, bine ați revenit. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că suntem la o nouă emisiune. De data aceasta am trecut de la realitatea la zi la întrebare. Și așa cum ne-am obișnuit cu dumneavoastră și de data aceasta, mi-am permis să vă provoc la o discuție, la o temă la fel de necesară de discutat și de clarificat. Și vă propun să ne uităm puțin la ceea ce înseamnă activismul religios versus părtășia cu Dumnezeu. Da, tensiunea despre care vorbiți este una reală, mai ales în contextul nostru, românesc, poate și este european, dar românesc. De ce? Pentru că noi știm că am trăit acei ani ai comunismului în care religia în general a fost ocultată și mai cu seamă poate credincioșii care manifestau un viu interes pentru trăirea în Hristos. Și atunci când ni s-a oferit libertatea, când am pășit către blocul democratic al țărilor civilizate și am avut libertate de expresie, libertate religioasă, am început să demarăm lucrarea lui Dumnezeu într-un mod alert și poate recuperativ. Am încercat să facem în anii aceștia ce n-am putut face în decurs de câteva decenii, peste patru decenii, cât, așa cum spuneam, libertățile noastre religioase au fost sever restrânse. Și atunci, sigur, ne-am găsit în această tensiune, pe de o parte, ne-am simțit chemați de Dumnezeu să lucrăm foarte intens la extinderea împărăției sale. Pe de altă parte, însă, ne-am găsit foarte repede în pericolul acesta de a invalida slujirea noastră prin lipsa părtășiei cu Dumnezeu. Și cred că această tensiune, pe care o resimte în general orice persoană, bineînțeles sporadic, dar o resimte orice persoană care trăiește în Hristos și care dorește să contribuie cu înzestrările dăruite de Dumnezeu la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Orice persoană activă în planul spiritual al împărăției lui Dumnezeu resimte această tensiune și cred că textul biblic cel mai grăitor în această privință este cel privitor la surorile Marta și Maria, care l-au găzduit pe Domnul Hristos. Și dacă îmi permiteți, pentru că este un text scurt și vom recurge la el pe parcursul discuției noastre, aș dori să lecturez acest text care se găsește în Luca, în capitolul 10, Evanghelia după Luca, la capitolul 10, între versetele 38 și 42. Și spune în felul următor textul sacru. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Așadar, avem aici nu ceea ce, din păcate, am auzit spunându-se un personaj pozitiv care stă la picioarele Domnului și îi soarbe cuvintele și un personaj negativ care se frământă, se zbuciumă, este dominat de stres și nu are timp pentru Domnul Hristos. Aici nu avem personaj pozitiv, personaj negativ, nu avem o antiteză, avem mai degrabă o tensiune.
între două personaje care reprezintă, întruchipează, dacă vreți, două componente absolut necesare, indispensabile trăirii în Hristos și care formează împreună un tot indestructibil. Și anume, să le spunem ori cum am început părtășia și slujirea, ori pentru că vorbim despre slujirea lui Hristos și atunci când avem părtășie, putem să le numim slujirea contemplativă și slujirea activă. Da, slujirea contemplativă și slujirea practică, am putea să le numim. Maria reprezintă în textul acesta slujirea contemplativă. Marta, pe de altă parte, reprezintă slujirea activă. Textul biblic nu ne învață că ar trebui să ne cufundăm în contemplație, în comuniune mistică cu Hristos, în detrimentul slujirii noastre active. Ci ne învață că cele două componente formează un binom indestructibil în trăirea în Hristos, în slujirea lui Hristos, dar că ele sunt ierarhizate. Ele nu sunt puse pe plan de egalitate. De aceea Domnul Iisus Hristos îi spune Martei că Maria și-a luat partea cea bună, nu spune partea cea mai bună, și-a luat partea cea bună care nu îi se va lua. Asta nu înseamnă că Marta și-a ales partea cea rea care se risipește, din care nu rămâne cu nimic, ci Mântuitorul vrea să spună că Maria și-a ales partea prioritară, partea care validează slujirea, da? Comuniunea cu Domnul Hristos este cea care validează, care dă sens slujirii noastre. În absența acestei comuniuni cu Domnul Hristos, slujirea noastră devine activism. Slujirea noastră devine o euforie religioasă din care, ca să folosim cuvintele Apostolului Pavel, nu rămânem decât cu lemn, fân, trestie, da? La judecata lui Dumnezeu nu rămâne la focul judecății lui Dumnezeu, la testul judecății lui Dumnezeu, această slujire nu va rămâne. Și există și câteva motive pentru care Scriptura susține, Dumnezeu prin revelația biblică susține acest punct de vedere. În primul rând aș aminti faptul că această comuniune tainică, mistică cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Dumnezeu prin Hristos, este însăși finalitatea planului de mântuire a lui Dumnezeu. Acolo țintește planul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că prin acea catastrofă ontologică pe care noi o numim păcatul originar, noi tocmai asta am pierdut. Noi n-am pierdut în primul rând starea paradisiacă, cum câteodată spunem noi cu nostalgie, dacă toți trăim o nostalgie a paradisului, iată, prin păcat am fost scoși din locul acela mirific, din locul acela desăvârșit, din paradisul în care nu trebuia să muncim și așa mai departe. Nu aveam toate metehnele și toate stricăciunile și nefericirile cu care ne confruntăm astăzi. De fapt, ce am pierdut noi nu a fost în primul rând sau prima dată starea paradisiacă. Am pierdut comuniunea cu Dumnezeu. Acesta este marele beneficiu, marele har pe care l-am pierdut și odată cu asta am pierdut tot. Adică, pierzând comuniunea cu Dumnezeu, pentru că, de fapt, prezența lui Dumnezeu făcea din locul acela paradis, da? Locul acela nu avea capacitate paradisiacă intrinsecă, să spunem, da? Ci prezența lui Dumnezeu în acel loc și comuniunea lui Dumnezeu cu omul făcea din acel loc un paradis. Da? În momentul în care această comuniune este fracturată, comuniunea dintre Dumnezeu și om, este fracturată prin păcatul omului, paradisul nu mai este paradis. Fericirea dispare, se risipește ca ceața, ca roua. Pentru că ceea ce făcea ca omul să fie fericit era tocmai acea comuniune pe care el o avea cu Dumnezeu, spune Scriptura în termeni plastici, în răcoarea dimineții, când Dumnezeu conlucra cu omul la gestionarea creației, astfel încât omul, ființa creată după chipul lui Dumnezeu, să fie coregent al divinității în gestionarea creației. Ei, noi ce am pierdut în, în,
în Eden, atunci când am păcătuit, a fost tocmai această comuniune. De aceea Dumnezeu vrea să ne readucă nu la activismul gestionării creației prima dată, ci la refacerea comuniunii cu Dumnezeu. Un alt motiv este faptul că prin părtășia noastră cu Hristos primim și resursele spirituale necesare pentru o slujire după voia lui Dumnezeu. Nu putem, noi trebuie să învățăm lucrul acesta și e greu, uneori le învățăm prin experiențe dureroase, că lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu putere omenească. Da, folosim resursele pe care le-a dat Dumnezeu, dar în absența puterii nevăzute, dar simțite, a intervenției, a puterii supranaturale a lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face. Ea este lucrare cerească. Ea provine din spațiul transcendenței lui Dumnezeu și nu din istorie. Cum i-a spus Domnul lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta cu slujitorii tăi. Dar nu este din lumea aceasta. Prin părtășie cu Domnul Hristos primim și resursele spirituale, puterea aceea, energia aceea de care avem nevoie ca să izbândim în lucrarea noastră. Și un al treilea motiv pe care l-aș sublinia, pe lângă faptul că părtășia este însăși finalitatea planului divin, acolo vrea Dumnezeu să ne readucă, pe lângă faptul că primim resurse duhovnicești în timpul părtășiei noastre cu Domnul, mai trebuie să știm că slujirea lui Dumnezeu, slujirea practică, este imposibilă fără cunoașterea lui Dumnezeu. Nu poți să-L slujești pe stăpân fără să îl cunoști personal pe stăpân și să-i cunoști voia. Calea prin care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, luăm contact cu Dumnezeu, lucrăm la adâncirea și la consolidarea unei relații pozitive cu Dumnezeu, calea este părtășia. Acolo îl cunoaștem pe Dumnezeu în chip tainic, bineînțeles și slujirea are rolul ei în cunoașterea lui Dumnezeu, dar începem cu comuniunea, cu comunicarea cu Dumnezeu. Și acolo cunoaștem caracterul, foarte important, caracterul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Pentru ca după aceea să facem o lucrare în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura, cum am mai discutat și în alte emisiuni ale noastre, Scriptura spune că activitatea religioasă, să spunem, da? Să nu mai nu în slujire, activitatea religioasă poate fi depusă în independență față de voia divină. Avem acel episod terifiant relatat de Domnul Hristos, bineînțeles este o prezicere rostită de Domnul Hristos în predica de pe munte, în finalul predicii de pe munte, în variantă mateană, când Domnul le va spune unora la judecată, după ce ei se laudă, Doamne, n-am scos noi, n-am profețit în numele Tău, n-am făcut minuni, n-am scos demoni în numele Tău, și Domnul le va spune, adevărat vă spun că niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine lucrători ai fără de legii. Deci iată care este problema acestor oameni. Domnul nu le spune mințiți, n-ați prorocit niciodată, mințiți, n-ați scos demoni, n-ați făcut miracole. Nu, le-au făcut, dar Domnul le spune, nu v-am cunoscut. Înseamnă că cu asta trebuia început, cu cunoașterea Mântuitorului, a Domnului slujirii, până să faci slujirea trebuie să-L cunoști pe Domnul, pe stăpânul slujirii, ca apoi să poți face o slujire după voia lui Dumnezeu. Va fi o inundare a creației de prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, de splendoarea gloriei lui Dumnezeu, și asta va transforma toată creația într-un paradis. Da? De aceea vorbește Scriptura de cer nou și pământ nou. De aceea spune Apostolul Pavel că ceea ce este muritor acum va fi înghițit de ceea ce este nemuritor. De aceea spune profetul Isaia că pământul se va umple de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopere. Da? Acolo unde vine prezența lui Dumnezeu, lucrurile capătă o dimensiune paradisiacă. De aceea se spune și despre noi că trebuie să fim sarea pământului și lumina lumii. Pentru că fiind agenții, germenii noii creații în lumea contemporană, în veacul prezent, fiind purtătorii prezenței lui Dumnezeu, unde ajungem noi, în cuvintele psalmistului, valea plângerii trebuie să se facă într-un loc plin de izvoare. Da? De aceea prezența creștinului trebuie să aducă speranța, trebuie să aducă voiciunea, trebuie să aducă mesajul tonic al Evangheliei, al împărăției lui Dumnezeu. Nu depresie, nu revoltă, nu amărăciune,
De aceea, unde, apropo de cuptorul de foc, chiar și prin cuptoarele de foc prin care intrăm împreună, poate cu compatrioții noștri, cu colegii noștri de muncă, prin cuptoarele de foc, noi trebuie să ne comportăm altfel, pentru că noi avem cu noi acea prezență a lui Dumnezeu care face și din cuptorul de foc o binecuvântare. O binecuvântare și un mediu transparent în care se manifestă gloria lui Dumnezeu. Abia atunci aș face această mențiune, abătându-mă puțin de la subiectul discuției noastre, dar abia atunci putem spune că am ieșit biruitori în încercare. Părerea mea e că noi facem următoarea eroare de judecată teologică. Ne rugăm în încercare ca Dumnezeu să ne dea biruință și pentru noi biruința este o soluționare dezirabilă a problemei prin care trecem. Și când această soluție apare, atunci spunem Dumnezeu ne-a dat biruință. În opinia mea, acest raționament este greșit din punct de vedere teologic, din punct de vedere biblic, pentru că biruința nu este un deznodământ favorabil nouă. Nu asta este biruința în încercare. Biruința în încercare, în primul rând, nu se câștigă la finalul încercării. Biruința în încercare se câștigă pe parcursul încercării, atunci când, în ciuda circumstanțelor nefavorabile, eu îmi păstrez încrederea neclintită în Dumnezeu și aduc cu mine în cuptorul acela, ca să folosim metafora profetului Daniel, aduc cu mine în cuptorul acela prezența binefăcătoare a lui Dumnezeu și a împărăției sale. În momentul acela ies biruitor, când tot în jurul meu se clatină, când tot se frământă, iar eu îmi mențin acea încredere fermă în Dumnezeu și am acea prezență tonică, caracteristică fiilor împărăției lui Dumnezeu, atunci pot să spun că am traversat biruitor încercarea. Dar dacă în acea încercare m-am temut ca toți ceilalți, am intrat în depresie ca toți ceilalți, am băgat spaima, am iradiat negativ în jurul meu și la sfârșit lucrurile au luat o întorsătură favorabilă, eu sunt tentat să spun, da, iată, Dumnezeu m-a scos biruitor din încercare. Nu este adevărat. Nu am fost un biruitor, chiar dacă lucrurile s-au finalizat în maniera în care așteptam eu. Pentru că pe parcursul încercării am fost un înfrânt. Parcursul meu, timpul cât am stat în cuptor, a fost de fapt un eșec. De aceea Apostolul Pavel spune să nu ne întristăm ca cei care n-au nădejde și, dacă vreți, cel mai elocvent, după părerea mea, exemplu nou testamentar, după cel al Domnului Hristos, al suferinței sale din Ghețiman, cel mai elocvent exemplu nou testamentar este comportamentul Apostolului Pavel în naufragiu. Când toată lumea spunea că nu mai trăgea nădejde să scape cu viață, Apostolul Pavel spune, oameni buni, luați, mâncați. El însuși a mâncat înaintea lor, deci asta înseamnă că le-a dovedit, în mod practic, el a întruchipat prezența lui Dumnezeu în mijlocul acelui cataclism, acelei catastrofe naturale, furtunii dezlănțuite, și le-a arătat că pot să fii încrezător, bucuros în mijlocul unei furtuni. Deci, pentru Apostolul Pavel, furtuna aceea, corabia care începe să se sfărâme sub bătaia valurilor, corabia aceea devine colțul lui de paradis, pentru că Dumnezeu era cu el. Excelent, foarte frumos. Dacă ne uităm din nou la tema noastră și vorbim despre slujitorul, care poate să fie într-adevăr un slujitor după voia lui Dumnezeu, conectat la divinitate, și activistul care încearcă prin eforturile sale să facă ceva, vreau să vorbim puțin despre pericolul acela de a te apuca să slujești sau să faci ceva fără să ai chemarea lui Dumnezeu. A spune că și ăsta este un pericol destul de frecvent. Pe lângă faptul că ai toate șansele să pierzi conexiunea, părtășia cu Dumnezeu, deci practic să pleci la luptă și pe parcurs, deci să fii bine intenționat, să fii chemat de Dumnezeu și la un moment dat să te rupi, datorită circunstanțelor, știu, ești atât de ocupat încât nu mai ai timp să citești, să te rogi, să vom vedea de fapt ce înseamnă părtășia cu Hristos. Dar aș vrea să vorbim la punctul zero, punctul inițial, în care îi vezi pe alții că fac ceva, că sunt implicați, îi vrea să faci, dar tu nu ești chemat să faci lucrul acela. Și te apuci, din propria inițiativă, să te arunci la niște activități, să te implici în niște lucruri, să încerci să slujești pe Dumnezeu, dar de fapt să nu fii chemat de Dumnezeu să faci lucrul acela.
Știu că la institut și în general aveți o discuție, un interviu cu studenții în care dumneavoastră practic încercați să înțelegeți chemarea lor. Chemarea nu face niciun profesor, discuția este doar o confirmare a chemării, deci o recunoaștere. Din ceea ce spun ei și din mărturile celor care îi trimit aici, fiecare trebuie să înțeleagă că într-adevăr e o chemare și o recunoașteți. Dar chemarea nu se face atunci când vine la institut. Da. E un exemplu doar. Da, așa este. În opinia mea, într-adevăr, cum foarte bine aduceți în discuție acest pericol, și aici, în acest derapaj, se cade tot pe fondul lipsei de comuniune strânsă, profundă, cu Domnul Hristos. De ce? Pentru că conștiința chemării o primim în urma părtășiei cu Domnul Hristos. Da. Dacă nu avem părtășie cu Domnul Hristos și suntem doar niște spectatori, s-ar putea să ne tenteze diferite aspecte ale slujirii practice, în general cele publice. Dar pentru oamenii superficiali, slujirea publică este cea mai atrăgătoare. Entuziasmul acela de a fi în față, de a fi văzut, exact, de a fi apreciat. Exact. Vizibilitatea este într-adevăr o mare cursă și este foarte atrăgătoare pentru mulți dintre candidații la slujire. Mai ales cei care nu știu ce presupune slujirea și, în general, fără părtășie cu Hristos. Pentru că părtășia cu Hristos, să nu uităm, poate nu vom avea timp să discutăm acest aspect, dar părtășia cu Hristos, conform Apostolului Pavel, înseamnă și părtășie la suferințele lui Hristos. Zice, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui și să am părtășie, zice, cu suferințele Lui. Filipeni, capitolul 3. Dar, revenind la subiectul acesta al slujirii fără chemare, spuneam că părtășia cu Domnul Hristos este experiența pe fondul căreia avem parte de chemarea lui Dumnezeu și se ivește conștiința chemării lui Dumnezeu. Altfel, fără o chemare, foarte multe slujiri, și cum spuneam, în mod deosebit cele vizibile, cele care conferă un anumit relief eclezial, devine atrăgătoare. Or, pe fondul părtășiei noastre cu Domnul Hristos se întâmplă un lucru foarte important și greu de explicat. Și pentru că este greu de explicat, este și greu de înțeles de cei care au părtășie superficială sau nu au deloc părtășie cu Domnul. În timpul comuniunii noastre tainice cu Domnul Hristos, auzim vocea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Sigur, această auzire este uneori progresivă, să spunem. Nu trebuie să înțelegem că auzim neapărat o șoaptă foarte clar perceptibilă. Uneori Dumnezeu poate să vorbească. Da, și așa. Uneori da. Adică să nu creadă cineva că Dumnezeu nu are puterea sau s-a limitat acum în secolul acesta și Dumnezeu nu mai poate să vorbească prin vise sau prin alte sigur, metode. Sigur, Dumnezeu poate vorbi, numai că nici nu trebuie să ne transformăm în niște elite, să spunem, religioase. Mie mi-a displăcut întotdeauna acest limbaj elitist pe care l-au folosit unii dintre, mă rog, să le spunem, vorbitorii creștini, nu știu în ce măsură au fost predicatori sau teologi, dar vorbitorii erau, care foloseau într-o manieră inflațională, să spunem, formularea și Domnul mi-a vorbit, după aia m-am sculat dimineața, iarăși Domnul mi-a vorbit, la prânz iarăși Domnul mi-a vorbit, către seară iarăși Domnul mi-a vorbit. Eu știu că expresia este biblică, în realitate, când ne uităm la personajele biblice cărora Domnul le-a vorbit, lucrul ăsta se întâmpla destul de rar și nu trebuie să să trivializăm această experiență și expresia biblică ca și cum, eu știu, starea de vorbă cu Dumnezeu este o banalitate și oricând îl convocăm noi pe Dumnezeu la o întâlnire, El stă în poziție de drept și ne mai spune câte ceva. Da? Nu-L chemăm noi pe Dumnezeu la raport, El ne vorbește când vrea și ar trebui să privim cu mai multă solemnitate aspectul acesta. De aceea spuneam că uneori auzirea, distingerea glasului lui Dumnezeu este gradată, este progresivă. Și aici aș vrea să intervin cu
o specificație legată de manierele în care avem părtășie cu Dumnezeu, pentru că cineva s-ar putea întâmpla, bine, domnule, și atunci eu cum simt chemarea asta? Cum aud glasul? Care e părtășia reală? Care e părtășia cu Dumnezeu, dacă tot vorbim atât despre comuniune și tainică, e mistică, pentru că vorbim aici de niște realități într-un fel mai presus de putința firii, da? Adică este foarte greu să descrii, să conceptualizez, să sistematizez acele trăiri pe care le ai într-o părtășie profundă cu Domnul Hristos. De aceea spunea cineva, cred că există un mare adevăr în ceea ce spunea fostul meu coordonator de doctorat, părintele profesor Vasile Mihoc, un mare trăitor al Evangheliei, spunea, vedeți, domnul Terinte, noi ne confruntăm aici cu o problemă în teologie. Mari trăitori care au avut niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu nu prea au vorbit despre ele. Au vorbit foarte puțin, aproape deloc. În schimb, au vorbit foarte mult despre ele oamenii care nu prea le-au avut sau au avut experiențe superficiale. Da? Tocmai părerea mea e că aceasta este cauza. E greu de sistematizat o trăire atât de profundă, pe măsură ce trăirea cu Hristos se aprofundează, este tot mai greu de sistematizat. Aceasta, după părerea mea, este și explicația faptului că Apostolul Pavel, când a avut acea experiență extatică, o numim noi răpire sufletească, da? Și spune el că a fost răpit sufletește în al treilea cer, spune că a văzut lucruri căruia omului nu este permis să le descrie. Și noi înțelegem de acolo că, înainte de a se coborâ de acolo, din orizontul nevăzut al celor neperitoare, Apostolul Pavel ar fi primit o interdicție de la Dumnezeu, domnule, despre asta să nu vorbești, că nu trebuie să știe plebea religioasă despre așa ceva. Nu este adevărat. Apostolul Pavel, când spune că nu este îngăduit, se referă la faptul că nu se poate vorbi, nu se poate conceptualiza ce a văzut el acolo și orice încercare de sistematizare a ceea ce a văzut este sortită eșecului și face o mare nedreptate prezenței, splendorii binecuvântate și glorioase a lui Dumnezeu. Deci, mintea umană nu poate descrie nici în gând. Da. Aparatul nostru conceptual este într-adevăr mult prea sărac pentru a sistematiza ceea ce trăim cu Dumnezeu. Dar spuneam, părtășia, cred că cu Hristos se realizează pe câteva căi. Și ea, cred că începe cu rugăciunea. Rugăciunea personală, individuală, o mai numim noi în termenii Evanghelistului Matei, rugăciunea de cămăruță, da? Când închidem ușa după noi, tocmai pentru recluziunea joacă un rol foarte important aici. Izolarea. Am putea spune că izolarea, liniștea este materia primă pentru o întâlnire profundă, o întâlnire tainică cu Dumnezeu. Dar și rugăciunea comunitară, da, rugăciunea individuală trebuie neapărat dublată de rugăciunea împreună cu biserica. Apoi, citirea și studierea Bibliei, atât iarăși individual, cât și comunitar, ascultarea predicilor. După aceea, lecturile spirituale. Lecturarea unor cărți care ne ajută să înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu și să ne înțelegem pe noi înșine, pentru că și acest lucru este necesar atunci când intrăm în comuniune cu Dumnezeu și mai ales vrem să ne descoperim vocația cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. După aceea, un aspect, din păcate, prea rar explorat, o componentă a părtășiei cu Hristos, rar explorată sau superficial tratată, trebuie să recunoaștem, în mediile noastre evanghelice, este cina Domnului. Noi nu alocăm cinei Domnului suficientă atenție atunci când vorbim despre comuniunea cu Hristos. În general, cina Domnului și, sigur, nu vreau să ofensez pe nimeni care are o părere teologică diferită de a mea despre cina Domnului, dar reducerea cinei Domnului la un simplu simbol ne-a privat de foarte multe binecuvântări pe care Dumnezeu ne le poate dărui prin această experiență. Este, așa cum urmea domnul Andrei Pleșu, este taina axială a bisericii. Și în opinia mea, chiar dacă nu este un sacrament, în terminologia evanghelică, în terminologie, da, sacrament este în terminologia teologică catolică. Protestantă, dar, luterană și... Da, da, chiar dacă nu considerăm un sacrament, după părerea mea este o taină, dacă mi se permite să facem această diferență,
Pentru că atâta vreme cât în timpul experienței euharistice se întâmplă ceva indescriptibil, are loc o întâlnire tainică între mine și Hristos la nivel de Duh, atunci ceea ce se întâmplă acolo este tainic și atunci putem vorbi despre o taină. Da? Repet, nu un sacrament. Nu consider un sacrament, nu... Transubstanțiere, da, sau alte... Ex opere, da? Operato și exact. Da, nu mai vorbim despre ele acum. Și o ultimă cale sau componentă a părtășiei la care aș vrea să mă refer, pe lângă rugăciune, spuneam rugăciune, cuvânt, lecturi, cina Domnului, este și legătura sau comuniunea cu alți credincioși. Este foarte important lucrul acesta și trebuie să-l subliniem pentru că se vorbește tot mai mult despre, și la noi, în spațiul românesc, despre acel fenomen, mai ales în rândul tinerilor, numit în limba engleză believing without belonging. Sau unii l-au tradus în limba română, Hristos da, biserica nu. Sunt tot mai mulți tineri care se consideră religioși, da, sunt religios, cred în Dumnezeu, mă rog, un Dumnezeu mai personal sau mai impersonal, dar vorbim aici mai ales de tineri evanghelici care cred într-un Dumnezeu personal, chiar trinitar, dar spun, biserica este insuportabilă. Acolo nu mă pot adapta din cauza, eu știu, a tot felul de oameni sau fenomene sau a instituționalizării excesive și așa mai departe. Trebuie să știm că așa cum arată ea biserica în momentul de față, cu toate neajunsurile ei, cu metehnele ei, cu scăderile ei morale câteodată, cu crizele ei, din punct de vedere biblic. Și să nu ne amăgim cu gândul că bisericile pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură erau perfecte, pentru că erau mai aproape de veacul apostolic sau chiar în veacul apostolic. În niciun caz. Uneori erau măcinate de crize mai severe decât cele pe care le trăim noi astăzi. Dar biserica este totuși numită casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, ogorul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, mireasa lui Hristos, lăcaș sfânt în Domnul, un om nou, poporul lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci avem nenumărate, zeci de metafore eclesiologice în Noul Testament. Asta înseamnă că este locul în care se prezintă Dumnezeu în spațiul mundan, în imanent, dacă vreți. Prin biserică, da, lucrează Dumnezeu și atunci, biserica fiind compusă din purtători ai chipului lui Hristos, Hristos ni se împarte nouă și prin intermediul celorlalți credincioși. Pentru că fiecare jucăm în viața celuilalt rolul de purtător al Domnului Hristos. Și aș aduce aici două argumente biblice, pentru că ideea, într-adevăr, este mai puțin vehiculată în cercurile noastre evanghelice și în discursul public evanghelic. Și anume, Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 6, bineînțeles vorbește despre altceva acolo, despre păcatul adulterului, dar unul dintre argumente este acesta. Biserica, spune el, nu știți că voi sunteți trupurile voastre, spune el. Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Deci nu doar sufletele noastre sunt mădularele trupului mistic al lui Hristos, ci trupurile noastre. Asta înseamnă că noi ca persoane îl purtăm pe Hristos oriunde ne mișcăm în viața prezentă. Și mai mult decât atât, dacă ne uităm cu atenție la episodul înmulțirii pâinilor din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, sunt atât de descumpănit când aud predici din pasajul respectiv, ale căror idee, sau a căror idee principală este aceasta, că Dumnezeu poate înmulți și vrea să ne înmulțească resursele materiale. Ideea teologică a acelui pasaj nu este aceasta. Deși știm că Dumnezeu poate face orice, este atotputernic, poate face orice miracol, dar nu asta vrea să spună scriitorul sacru inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Ci dacă ne uităm cu atenție în acel text, nu-l vom mai citi pentru a nu răpi timp, dar la un moment dat, în primele versete, evanghelistul face o mențiune care nouă ni se pare parantetică, dar nu este. Spune, Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Iisus, văzând mulțimile, stai și te întreb, domnule, ce legătură are praznicul, Paștele iudeilor, cu ce urmează să facă Domnul, adică să mulțească pâini și mare bucurie și veselie că Domnul ne dă și de mâncare. Ce vrea să spune evanghelistul Ioan este că mielul pascal pe care îl mâncau evreii la praznicul pascal, pentru noi creștinii este Hristos. Și așa cum ei mâncau din mielul pascal, astăzi Hristos ni se împarte nouă ca miel
jertfit de Dumnezeu pentru viața noastră, ca hrană pentru viața veșnică. Și asta este și, asta este și discursul Domnului Hristos de după acel eveniment. Dar ce am vrut să remarc acolo, să pun în evidență? Faptul că Domnul ia acele pâini, care simbolizează însăși prezența sa, ia acele pâini, îi mulțumește lui Dumnezeu și le împarte ucenicilor, care la rândul lor le împart mulțimilor. Domnul nu împarte direct mulțimilor, ci împarte, se împarte pe sine prin ucenicii care erau în proximitatea lui. Asta înseamnă că cu cât suntem mai aproape de Domnul Hristos, cu atât ne va folosi mai mult și mai eficace în a se împărți celor din jurul nostru prin noi. Da? De aceea, întâlnirea cu ceilalți credincioși este o cale de părtășie cu Dumnezeu. Slavă Domnului! Acum, următoarea întrebare, să spunem așa, absolut normal, după ce v-am ascultat, este dacă totuși părtășie atât de importantă, care mai e rolul activităților practice? Adică, mare rost își mai au loc în toată această ordine, da? Uh-huh. În această slujire? Da, este o întrebare foarte bună, pentru că am vorbit foarte mult despre comuniunea cu Hristos și, într-adevăr, să nu uităm, Domnul Hristos spune că așa trebuie să înceapă slujirea, trăirea în Hristos, cu comuniunea cu Domnul Hristos, care trebuie să fie dublată de o slujire activă, de slujirea practică. Sigur, slujirea practică, conform Sfintelor Scripturi, trebuie să fie nelipsită din viața credinciosului, care are mai întâi comuniune cu Domnul Hristos. De ce? În primul rând, aș spune că în economia mântuirii, slujirea practică ajută la imprimarea ființelor noastre lăuntrice de caracterul lui Hristos. Slujirea practică, și lucrul acesta aș vrea să-l subliniez foarte accentuat, de slujirea noastră practică nu are nevoie Dumnezeu, ci noi avem nevoie. Adică, pe măsură ce facem ceea ce făcea Hristos și ar face Hristos în locul nostru, caracterul Domnului nostru Iisus Hristos se imprimă mai profund asupra ființelor noastre lăuntrice. Și ca exemplu biblic, iarăși, mi se pare poate cel mai grăitor dintre toate argumentele biblice pe care le-am avea în acest sens, avem episodul tânărului bogat. Tânărul bogat care vine la Domnul Hristos, un tânăr foarte religios, care se așteaptă la o primire favorabilă și la un, eu știu, la o apreciere elogioasă din partea Domnului Hristos, spune: am păzit poruncile din tinerețea mea. Și răspunsul Domnului este următorul: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, dă la săraci și urmează-mă. Domnul nu spune: le lipsește săracilor, de aceea vinde tot ce ai, să mai ajutăm pe unul pe altul. Nu, pe săraci Dumnezeu, dacă nu îi ajută prin mine, îi ajută prin altcineva și exact. Tot nu îi lasă. Eu am nevoie să fac dărnicie. N-are nevoie Dumnezeu de dărnicia mea. Mardoheu i-a spus Esterei foarte bine, știm cum îi spune: dacă nu vine izbăvirea prin tine, vine pe altă cale. Da? Dumnezeu are căile lui de a-și face lucrările, n-are niciodată nevoie de mine, că dacă Dumnezeu ar sta la mâna mea, n-ar mai fi Dumnezeu. Dar Dumnezeu este sieși suficient, n-are nevoie de nimeni. Eu am nevoie de această slujire, pentru că în momentul în care mă jertfesc, trăiesc un crâmpei, o fracțiune minoră din ceea ce a trăit Domnul Hristos când s-a jertfit pentru noi toți. Și asta sculptează, dăltuiește în mine caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Mă face mai jertfitor asemenea Domnului Iisus Hristos. Când de pildă, atunci când fac o altă formă de slujire, să luăm, spre exemplu, slujirea socială. Da? Foarte prezentă, da, în bisericile foarte prezentă, noastre. Foarte prezentă în bisericile noastre. Atunci când fac slujire socială, da, mă las pe mine, da, renunț la mine, fie că este vorba de timpul meu, de confortul meu, da, de bani și așa mai departe, renunț la mine pentru binele aproapelui meu. Ori tocmai asta a făcut Hristos. El a renunțat la slava Tatălui și, zice Scriptura, a venit în lumea noastră, s-a întrupat-o la chip de rob, da? S-a făcut asemenea noastră, chip de rob, ascultător și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Da? Asta înseamnă că
Idealul este Domnul Hristos. Asta înseamnă că slujirea în suprema ei formă de realizare o găsim în Domnul Hristos. Dar eu, pe măsură ce urmez exemplul Domnului Hristos, tocmai aceste practici pe care eu le săvârșesc după modelul Domnului Hristos mă vor face mai asemănător Domnului, deci, practic, Domnului Hristos. Deci, practic, scopul principal al slujirii practice este dăltuirea slujitorului. Da. Modelarea slujitorului. Eu sunt primul beneficiar și cel mai câștigat în urma slujirii mele. Da? Și aici aș aduce în discuție un alt text. Iarăși, din păcate, distorsionat în multe dintre exercițiile noastre omiletice. Este vorba despre Matei 6, unde Domnul vorbește despre rugăciune, post și dărnicie. Și spune, tu când te rogi să nu fii ca păgânii care se roagă pe la ulițe, dacă ați fi văzuți de oameni, adevărat vă spun, și-au luat răsplata. Ci tu, închide-te în camera ta, numai tu cu Dumnezeu acolo, și zice, tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Și asta spune și despre post și despre dărnicie. Rugăciune, post, dărnicie. Și noi ne gândim așa, da, mă rog, postesc, fac dărnicie, în ascuns, și tatăl care vede în ascuns va face cumva să decontez aceste practici, fie în viața, dacă se poate, și în viața prezentă, dar și în împărăția lui Dumnezeu. Cumva știe el cum. Da? Mai ales dacă facem dărnicie, trebuie să recunoaștem. Foarte mulți dintre creștinii superficial se așteaptă să deconteze inclusiv financiar, da, material, dărnicia pe care o fac în slujirea lor. Dar ideea textului este alta. Când Domnul spune și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti, răsplata nu este una materială. Răsplata este însăși prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Adică dacă mă rog să nu aștept ca Dumnezeu după aceea să-mi împlinească toate dorințele pe care le-am exprimat în rugăciune. Răsplata nu este asta. Răsplata este însăși prezența Tatălui cu mine atunci. Dacă postesc, și este un obicei, după părerea mea, iarăși s-ar putea să fie destul de indigestă părerea pe care o exprim, sunt creștini care postesc pentru tot felul de cauze și, în general, cauze care țin de viața prezentă, de existența noastră sublunară. Postesc ca să mă ajute Dumnezeu să-mi găsesc un job mai bun. Postesc ca să mă ajute Dumnezeu să mă mut într-un spațiu locativ mai generos sau, eu știu, tot felul. Postesc ca să mă vindec sau să-mi vindece Dumnezeu copilul. Scriptura spune, și nu mai intrăm acum în detalii, că trebuie să postim de dorul mirelui. Domnul Hristos spune, când va pleca mirele de la ei, atunci vor posti. Asta înseamnă că de ce postesc? Ca să se reîntâlnească cu mirele care a plecat de la ei. Deci postim ca să ne apropiem de Domnul, să-L cunoaștem pe Domnul, să ne strângem relația cu Domnul. Și Domnul spune, și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Cum îți va răsplăti? Nu dându-ți un spațiu locativ mai generos, o mașină mai bună sau un serviciu mai bine remunerat, ci îți va răsplăti cu prezența Lui. Ăsta este marele câștig. Îl cauți pe Dumnezeu, îl ai pe Dumnezeu. Practic, se reduce tot la părtășie. Da, o părtășie mai profundă cu Dumnezeu. O părtășie care, vedeți, formează un întreg indestructibil împreună cu slujirea. Da? Fac dărnicie, ca să ajungem, fac dărnicie, dar de fapt dărnicia aceea mă atrage mai mult către Hristos. Mă aduce într-o relație mai strânsă cu Hristos, o relație transfiguratoare cu Hristos. Da? Pentru că dărnicia și slujirea, dacă sunt făcute pe fondul părtășiei cu Hristos, ele devin transfiguratoare. Da. Extraordinar. Suntem beneficiarii propriei slujiri. Vreau să recunosc că sunt uimit de ce aud în seara aceasta. Mă bucur că stăm de vorbe cam ales subiectul acesta, pentru că și mie mi se lămuresc niște lucruri la care m-am mai gândit, dar niciodată nu le-am auzit așa prezentate în forma aceasta. Domnule profesor, înainte de ne apropia de încheiere, aș vrea să vă pun și întrebarea finală, să spun așa. Totuși, ce se întâmplă în cazul în care ordinea aceasta, prioritizarea aceasta a părtășii versus activism, în care punem mai presus efortul uman, să spunem, munca aceea care te epuizează, ne aducem aminte. Și lucrul acesta, că activismul religios are și darul acesta, cu ghilimele, de a te dărâma. Tocmai de aceea este periculos, pentru că de foarte multe ori seara cădem noi
răpuși de o nobilă oboseală și suntem atât de satisfăcuți. Dom'le, am asudat, dar am asudat pentru împărăția lui Dumnezeu. Sunt epuizat, dar sunt epuizat pentru împărăția lui Dumnezeu. Și asta, tocmai asta face din această experiență una periculoasă. Pentru că credem că suntem în voia lui Dumnezeu. Dom'le, dacă după atâta efort de disciplină, da, și de, mă rog, pe care l-am făcut, nu mai sunt mântuit, atunci când o mai fi? Deci, tocmai de aceea, într-adevăr, această, să zicem, nobilă oboseală, da, epuizarea în câmpul lucrării lui Dumnezeu este periculoasă. Și asta vine atunci când, chiar are legătură cu întrebarea mea, când ordinea este inversată. Practic, părtășia te alimentează pe tine și ești în stare să te duci mai departe. În momentul în care nu ai părtășie, e clar că la un moment dat golești și termin. Deci, ce se întâmplă atunci când ierarhia dumnezeiește stabilită este inversată? Ce n-am apucat să spun adineauri legat un alt rol major al slujirii practice făcute pe fondul comuniunii cu Hristos este că ea face să avanseze împărăția lui Dumnezeu în veacul prezent. Ei, în momentul în care slujim, dar fără a avea la bază această temelie a părtășiei, când inversăm ierarhia stabilită de Domnul Hristos, atunci, deși depunem eforturi mari, deși s-ar putea ca eficacitățile practice să se vadă în jurul nostru, totuși împărăția lui Dumnezeu nu mai avansează. Cred că aceasta este și din păcate uneori nu ne dăm seama. Începem cu partea nevăzută. Împărăția lui Dumnezeu s-ar putea să nu mai avanseze atunci când slujirea noastră este invalidată de absența părtășiei. Sigur, rezultate se pot vedea, dar acelea uneori sunt câștiguri ale împărăției lui Dumnezeu, dar uneori nu. Dar să mergem la părțile mai vizibile, care chiar pot fi cristalizate, decantate din textul pe care l-am citit. Iată cum se comportă Marta. Din comportamentul Martei ne dăm seama de simptomele și urmările acestei dezordini spirituale care se produce. Și spune în felul următor. Marta era împărțită cu multă slujire. Asta înseamnă că slujirea devine activism religios. Aici vorbim de activism. De ce? Pentru că Marta se privează de prezența lui Hristos și este împărțită. Împărțită aici, da, înseamnă răvășită, efectiv. Este confiscată de slujirea ei. Ea nu este captivată de prezența lui Hristos, ci activitățile ei o confiscă. Apoi, viața devine trepidantă și împovărătoare. Pentru că ea spune, era împărțită cu multă slujire, înseamnă că nu mai avea timp efectiv să se pentru răgazul acela recuperator, da, petrecut în prezența Domnului Hristos. Era o povară. După aceea, am putea spune, apare frustrarea exprimată chiar în rugăciune. Pentru că uitați cum îi spune Domnul Hristos. Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Da? Rugăciunea ei devine expresia frustrării ei. Trebuie să fim foarte atenți când rugăciunile noastre, când adresările noastre înaintea lui Dumnezeu devin niște formulări ale frustrărilor noastre, atunci înseamnă că ceva acolo este în ierarhiile noastre lăuntrice, ceva este dezordonat, este dat peste cap. Pentru că, observați, și Maria stătea poate de vorbă cu Domnul Hristos și Marta. Dar sunt două modalități foarte diferite de a avea comuniune cu Domnul. Marta, comunicarea Martei cu Domnul este, de fapt, strigătul disperat al unei persoane stresate, să spunem, epuizate, supra-solicitate. Apoi se instalează anxietatea. Uitați, Domnul îi spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Da? Îngrijorarea, asta înseamnă persoana respectivă devine anxioasă, devine tulburată, nu-și mai găsește liniștea. Da? Mi-aduc aminte aici de experiența unui mare trăitor, încerc să spun foarte pe scurt, pentru că timpul este, bănuiesc că este pe sfârșit, timpul alocat emisiunii, dar
Avem foarte multe de învățat și aici iarăși avem o zonă aproape deloc explorată în teologia și spiritualitatea evanghelică, și anume spiritualitatea părinților deșertului, a marilor trăitori din secolul al IV-lea. Da, e adevărat, multe dintre apoftegmele lor sau spusele lor se potrivesc traiului monahal, dar trebuie să înțelegem și contextul în care a apărut traiul monahal și așa mai departe, dar nu la asta vreau să mă opresc, ci la faptul că ei au fost totuși niște mari trăitori. Au avut niște experiențe aproape indescriptibile cu Dumnezeu, de aceea s-a și păstrat foarte puțin din spusele lor. De la ei nu avem tratate. Avem numai spuse, numai niște expresii fulgurante, niște apariții episodice ale experienței lor cu Domnul Hristos. Și se spune despre unul dintre ei că stătea împreună cu discipolii să treacă râul Amona, să-l chema, să treacă fluviul Nil. E vorba de Pateric. Da, este vorba de Patericul egiptean, așa exact. Este. Da, stătea să treacă, se pregătea să treacă fluviul Nil, corabia aceea s-a defectat, a avut o breșă, luntrașii încercau să o repare și a venit între timp o altă luntre care să-i transporte pe doritori și grăbiți, stresați puțin, hai să zicem, obsedați de eficacitatea, da, pragmatică, discipolii acestui mare trăitor, al lui Amona, i-a spus: părinte, hai să trecem cu luntrea asta, că ajungem mai repede. Și el refuză. Își scoate frunze de palmier și începe să împletească funie. Așa. Până când se termină de remediat prima luntre. După aceea trece cu prima luntre și îl întreabă discipolii pe partea cealaltă, pe malul celălalt, Ava, că așa li se adresau acestor părinți spirituali, de ce ai făcut lucrul acesta? Și el spune în felul următor, cuvinte memorabile, mai ales pentru noi, care ieșim foarte greu din vârtejul zilnic, din vâltoarea activităților noastre și ne găsim cu mare greutate episoadele acelea de rarefiere a timpului împărtășial cu Dumnezeu. El spune în felul următor, nu vreau să mă las purtat în mod grăbit de gândul cel rău. Zice, vreau să pășesc, spune el, vreau să pășesc încet, cu rânduială, pe drumul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că pe drumul lui Dumnezeu nu se merge, nu vreau să fac nicio aluzie răutăcioasă, să nu creadă telespectatorii noștri, dar îmi vine acum expresia asta, de-a valma. Pe drumul lui Dumnezeu nu se pășește în maniera aceasta. Da? Nu se pășește în ritmul trepidant, da, al activităților noastre depuse atunci când suntem prinși de morișca rutinei de sclav. Atunci când devenim niște atleți ai muncii. Atunci când suntem obsedați de eficacitate și de soluția lucrativă. Pe drumul lui Dumnezeu se pășește în mod calm, cu liniște, cu tihna părtășiei. Neapărat în fiecare zi trebuie să ne regăsim răgazul acela, să ne găsim răgazul acela nutritiv al comuniunii, al părtășiei cu Domnul Hristos, care va fi materia primă a creșterii noastre duhovnicești și a unei slujiri rodnice pentru împărăția lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta, extraordinară emisiune. Eu personal m-am simțit binecuvântat, hrănit în seara aceasta. Asemenea. Vă mulțumesc și cu drag vă aștept la o altă ediție. Mulțumesc. Stimați prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta împreună cu noi. Noi de aici, din studio, vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!